Și să știți că suntem tare, tare impresionați să ajungem aici la dumneavoastră. Dacă plecăm aici, cu un cuvânt în minte plecăm. E excelență. Aici totul se face de excelență. Tare ne place, frumos, e amenajat totul, frumos, absolut în toate excelență. Cei care cântă, cei care prezintă video, slide-uri, totul absolut excelență. Și vreau să vă felicităm pentru lucrul ăsta. Pentru că așa ne învață Domnul nostru, Isus Hristos. Așa ne învață învățătura Lui, spune tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Dar dacă facem pentru Domnul, apoi cum poate fi altfel decât excelent, cel mai bun? Și asta arată ascultare de Evanghelie și mulțumim Domnului pentru dumneavoastră și vă felicităm cu lucrul ăsta și Domnul să vă ajute. Vreau ca ceea ce vă spun să fie o încurajare și mai mult să perseverați în lucrurile astea. Și vreau să vă felicit și cu păstorul pe care îl aveți, pentru că toate lucrurile astea nu s-ar putea întâmpla dacă n-ați avea un conducător care ar putea să vă motiveze, să vă ajute, să vă învețe, să vă țină împreună și vreau să vă îndemn să-l prețuiți să-l prețuiți, să-l respectați, să-l ascultați. Că dacă nu-l ascultați, nu se poate întâmpla nimic. Faptul că așa lucrurile merg frumos înseamnă că îl ascultați și bine. Așa, nu vă luați după ce că azi e la modă să nu asculte de păstorii lor. Azi e la modă la păstori să vină așa, ca să-i mai destreze puțin și apoi să-i judece, să-i critique, să dar mai puțin sunt gata să-i urmeze pe păstorii lor pentru a face lucrări mari pentru Dumnezeu. Aici se pare că oamenii îl urmează pe păstor și vor să facă lucrări și Dumnezeu să vă ajute așa să faceți mai departe. Mai știm de noi cumva cu biserica, vă aduc salutări de la biserica Bunăvestirea din Chișinău pe care o păstoresc și noi cumva ne intersectăm așa, pentru că avem un cuplu scump, este sora Natalia și cu fratele Dumitru, care ei sunt aici, slujesc la dumneavoastră, dar ei slujesc și la noi, ei slujesc foarte mult la noi și înțelegem că slujesc foarte mult și la dumneavoastră și asta este așa o mărturie frumoasă pentru ei și să știți că noi nu suntem geloși, noi ne bucurăm tare că ei slujesc la dumneavoastră chiar dacă ne-ar place să se mai implice uneori, să-i mai avem și când mergem în misiune, dar înțelegem, tot omul este limitat, nu le poate face pe toate, dar să știți că ne bucurăm că ei se implică aici, pentru că noi nu gândim despre împărăția lui Dumnezeu în limitele bisericii noastre locale. Noi gândim despre împărăția lui Dumnezeu așa cum este. Noi toți suntem din împărăția lui Dumnezeu și trebuie să punem umărul unii la alții, să ajutăm Așa că tare ne bucurăm pentru dumneavoastră și undeva să știți că noi deja lucrăm. Prin cuplu acesta noi lucrăm împreună în Evanghelie și ei sunt o binecuvântare pentru dumneavoastră, sunt o binecuvântare și pentru noi. Când am fost la Vulcănești, acum la 9 august, îmi pare că a fost, da? 9 august. 9. 2 august. Așa, ei, când am fost acolo la Vulcaniești, știți că a fost un botez tare frumos, o evangelizare frumoasă. Și e, tare m-am bucurat de oamenii care s-au întors la Hristos. Am înțeles că din ei deja s-au și botezat în luna septembrie, s-au botezat alții, biserica crește frumos. Tare m-am bucurat să fiu acolo și acolo ne-am întâlnit cu un grup de la din biserica dumneavoastră și atunci pastorul dumneavoastră Alexandru mi-a făcut invitația să vin la dumneavoastră. Și e, iată, tocmai când s-a evit o, o ferestruică, când credeam că în dimineața asta pot veni, atunci i-am telefonat fratelui Alexandru și așa am ajuns la dumneavoastră. Dar să știți că tare ne bucurăm și tare suntem impresionați. Vă aduc salutări de la Biserica Buna Vestire din Chișinău, pe care o păstoresc. Mulțumim Domnului pentru felul cum lucrează în mijlocul nostru acum și chiar putem zice și noi că în pandemia aceasta Dumnezeu ne-a dat binecuvântări multe, ne-a dat creștere, ba încă și ne uităm că stăm așa cu fricul noi să nu, fie, nu vină vreun control, că totdeauna sala e plină, arhi plină, vin oamenii, se pocăiesc, îl primesc pe Domnul, botez și duminica viitoare când am sărbătorit și noi broadele. Am avut și o persoană care s-a botezat și tare ne bucurăm și așa vrem să meargă înainte. Avem acum, am cumpărat și noi într-o clădire, două etaje, etajul 3 și 4. 4 e așa un fel de mansardă și clădirea este chiar lângă piața centrală. Nu avem mult spațiu, un etaj e cam cât e aici așa ca să nu vă închipeți, că sună bine două etaje într-o clădire în centru, sună asta, poți să acolo, sunt cam o mie și de, de, metri la etaj. Noi nu e chiar așa, e mică, dar noi ne bucurăm că avem posibilitatea să fim acolo, acum urmează să amenajăm încăperea aceea și cel mai mult ne bucurăm că este în centru. Suntem gata să facem în schimburi 5, 6, 7, câte ori fi pe o duminică să o facem, dar tare ne rugăm ca toată încăperea aceea să fie o industrie de mântuire a sufletelor și de creștere duhovnicească pentru toți care vor veni pe acolo. Și vom aprecia, dacă vă veți ruga și dumneavoastră, chiar vreau să-i îndrept pe frații pastori de acum care nemijlociți vor ocupa de construcții, de totul. Vreau să-i îndrept aici la o consultație la, la fratele Alexandru, la frații care s-au implicat pentru că tare ne place cum ați amenajat și știu când faci o lucrare de asta, ai cu ce-i sfătui pe alții, știi ce să le spui, care sunt strechinile prin care să nu calci și așa mai departe, știi cu cum să le, cum să îi sfătuiești. Așa că vreau să îi trimitem pe frații pe frații aici, ca să să, să ne ajutați și pe noi. De asemenea, știți că conducem împreună cu soția, conducem misiunea PRISEPT aici în Moldova, dar acum o conducem și în Eurasia. Și iată, săptămâna care a trecut a fost un eveniment foarte important pentru noi. Misiunea noastră a sărbătorit aniversarea de 50 de ani. Ne-am bucurat de sărbătoarea asta și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să lucrăm mai departe. Dar vreau să împărtășesc cu dumneavoastră ca să vă rugați și dumneavoastră pentru lucrarea care o facem cu ajutorul Domnului. În prezent suntem în 190 de țări ale lumii și cei din Moldova, lucrători din Moldova, s-au implicat foarte mult în lumea întreagă. Au plecat misionari, au plecat în, în multe, multe țări ale lumii ca să slujească și ne rugăm să crească lucrarea aceasta mai departe. Dar aș mai vrea încă o nevoie să o împărtășesc. Fondatoarea, fondatorii misiunii noastre, Kei și Jack are 86 de ani și iată recent a fost diagnosticată cu bala Parkinson la un stadiu incipient dar tare ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea vindecare și banii care i-a rămas să-i trăiască pe pământul ăsta, să-i trăiască bine la toată capacitatea, că ea, ea, e o femeie plină de energie pentru Domnul. Ea zi și noaptea a lucrat pentru Domnul și nu, nu ne închipuim pe ea să stea să nu, nu facă asta, dar ne închipuim cât de greu poate fi pentru ea să, să oprească activitatea. Așa că să vă rugați și pentru ea. Uh. Un lucru încă frumos care am avut ieri și vreau să îl împărtășesc și cu dumneavoastră, care ieri a fost o descoperire pentru mine ca și pastor. Totdeauna mă rog cum să ne arate Domnul care sunt căile ca să ajungem la oameni cu Evanghelia. Și iată soția mea împreună cu surorile din biserică au organizat un, o întâlnire cu cuplurile căsătorite. Dar condiția că fiecare cuplu mai invite un alt cuplu. Prieteni care îi știu ei. Și ne-am ne -am întâlnit, ieri toată ziua am fost împreună, am luat o masă, s-a pregătit o masă frumoasă, amenajată tot, o atmosferă romantică, și acolo, în mediu ăsta, am discutat din scripturi, am învățat din scripturi despre aceea cum să rezolvăm conflictele, neînțelegerile în familie. Că acum în familie sunt foarte multe neînțelegeri. Inclusiv în familii creștine sunt foarte multe neînțelegeri despre care noi nu știm, dar sunt multe familii cu probleme mari. Eu la site-ul Moldova Creștină continuu primesc uh, scrisori și primesc asară, chiar am citit o scrisoare, m-am îngrozit, nu puteam să adorm, când m-am dus, nu puteam să dorm. când am citit ce probleme mi-au scris săraca femeie, sunt în cuplu ei creștini. Dar, iată, au venit oamenii, am avut un timp foarte bun și cred că a fost și un bun, un bun teren de evangelizare. Acum ne-am gândit să mai facem așa, să facem despre creșterea copiilor, despre tot legat de familie, pentru că ne-am dat seama, oamenii sunt foarte interesați să afle înțelepciunea lui Dumnezeu la subiectul ăsta. Și, nu știu, poate ar fi și pentru dumneavoastră aici la, la Nisporeni o idee bună cu privire la asta. Acum, mi-a spus o soră când am intrat, că și amintește când am făcut dezbaterea aceea teologică cu un eromonah ortodox. Nu știu, sora zice că a fost la Chișinău, nu știu câți din voi ați fost, dacă nu o puteți găsi pe internet, undeva este ea pe internet dezbaterea aceea, o puteți asculta. Dar mi-amintesc că atunci la dezbaterea aceea ne-au pus și o întrebare, au zis, voi ne înviniți pe noi că avem uh, tradiții de astea care nu sunt biblice. Dar voi de ce țineți uh, sărbătoarea Secerișului? Nu e scris în Noul Testament să ții sărbătoarea Secerișului. Și au dreptate. Nu e scris nicăieri în Noul Testament. Nici nu e scris că primii creștini ar fi ținut sărbătoarea Secerișului. Deci noi ne-am inspirat uh, din Vechiul Testament cu sărbătoarele celea două, dar nu cred că atât din Vechiul Testament. Noi ne-am inspirat din versetul celălalt care spune mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Și să știți că niciodată nu mulțumim prea mult. Noi totdeauna mulțumim prea puțin. Și unii altora ne mulțumim prea puțin totdeauna și mai ales lui Dumnezeu îi mulțumim prea puțin. Așa că hai sărbătoarea asta să o luăm, dacă e vorba de Noul testament, să luăm o sărbătoare că noi venim să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce face El, cum lucrează grija Lui frumoasă pentru noi zilnică și să-i arătăm o recunoștință. Sărbătoarea asta nu este altceva decât o recunoștință, dar și o evaluare a noastră. Numai decât vrem la sărbătoarea asta să ne uităm nu numai la roadele pe care le avem aici în față, dar vrem numai decât să ne uităm și la roadele duhovnicești. Și tocmai despre asta voi vorbi eu. Cum un copil al lui Dumnezeu să fie rodnic pentru Dumnezeu, pentru împărăția cerurilor? Cum un copil al lui Dumnezeu să fie rodnic în lucrurile duhovnicești, pentru că aici suntem oameni duhovnicești. Cine este un om duhovnicesc? Un om duhovnicesc este unul care are Duhul Sfânt. Cine nu are Duhul Sfânt nu e al lui Hristos, nu e al lui Dumnezeu. Nu are nimic de a face cu împărăția cerurilor. Dar cei care au crezut în Domnul Isus Hristos din toată inima și au luat hotărârea să urmeze învățătura Domnului Isus, fie ucenicii lui, au luat hotărârea sinceră, nu de ochii lumii, nu de un interes ascuns, dar chiar o hotărâre sinceră din inimă. Când un om a luat o hotărâre sinceră din inimă, atunci el devine ucenicul lui Hristos. Și iată, în ziua aceea, când iei hotărârea, care noi o numim pocăință, care în Biblie mai este numită naștere din nou, se întâmplă nașterea din nou atunci, atunci Dumnezeu îți iartă toate păcatele tale, atunci Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt și Dumnezeu te pecetluiește cu Duhul Sfânt. E o peceată care nu se vede așa omenește, dar știți de ce avem noi nevoie oamenii peceată? Că dacă nu-i peceată undeva, atunci noi zicem asta nu-i nu valabil. Pecetea de valabilitate unui, unui document. Iată așa, Biblia spune că noi, cei care am crezut în Domnul Isus și am luat hotărârea să-L urmăm, noi suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt, suntem botezați cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne este dat ca și o arvună a moștenirii noastre în ceruri. Și iată, omul care are Duhul Sfânt, acela este un om duhovnicesc. Gata el de acum este o altă făptură, o făptură nouă. El este o făptură duhovnicească. El poate fi copil încă, încă nu poate merge duhovnicește. Abia să învață, merge duhovnicește, a umbla, a se ținea, a apuca duhovnicește. El încă nu știe lucrurile, învață. Ca un copil mic în lucrurile astea, ferești. Dar dacă el are o creștere frumoasă, sănătoasă, atunci el crește în lucruri duhovnicești și devine un om matur duhovnicesc. Și când întâlnește un om matur duhovnicesc, este o plăcere, o desfătare să stai cu oamenii ăștia maturi duhovnicești, pentru că în ei este puterea lui Dumnezeu, este viața lui Dumnezeu trăită frumos și noi așa vrem să fim toți. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, pentru că aici vorbește despre copiii lui Dumnezeu care sunt rodnici și care nu sunt rodnici. Și noi vrem să fim rodnici. Ei, hai să citim de aici. La Ioan, capitolul 15, scrie așa. Domnul Iisus vorbește aici, le spune ucenicilor. Era numai cu cei 12. Domnul Iisus cu cei 12 și le-a vorbit așa. Eu sunt adevărata viță. Și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roade, el o taie. Asta sună tare, sună pentru. Da, dur. Și pe orice mlădiță care aduce roade, o curăță ca să aducă și mai multe roade. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multe roade, căci despăr despărțiți de mine nu puteți face nimic în sensul roadelor. Nu puteți aduce niciun fel de roade. Despărțiți de mine, nu puteți aduce niciun fel de roade. Nu contează cât de capabili sunteți voi. Și nu contează cât de departe ați ajuns voi în lucrurile lumești, că aveți diplome mari, că aveți nu știu ce, titluri mari, că aveți avere mare acasă, că aveți două, trei case, zeci mașini, business mare, nu artiști grozavi, recunoscuți de toată lumea, conservatori și -a... Nu, 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 nu puteți aduce nimic, zice, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, Cereți orice veți vrea și vi se va da. Și aici nu spune, cereți, hai să începem a cere toate lucrurile astea materiale care le vrem. Da, vreau și iaht să am, vreau și aceea, vreau și aceea, nu știu. Un om duhovnicesc nu îl interesează lucrurile astea. Pe omul duhovnicesc, el nu-și găsește plăcerea în ele, plăcerea lui în lucruri duhovnicești. Dar aici nu vorbește despre lucruri de astea, aici vorbește despre roade. Spune, dacă sunteți în mine, cereți oricâte roade vreți, voi și eu vă voi da roadele celea. Că un om duhovnicesc vrea roade duhovnicești. Cereți și eu vă voi da roadele astea, vă numai decât. Dacă aduceți multe roade, noi, ca și copii lui Dumnezeu, dacă aducem multe roade, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Auziți? Roadele ne califică ca și ucenici. Dacă nu aducem roade pentru el, noi nu, putem fi recunoscuți ca și ucenici, nu ne vede. Noi putem să ne numim baptiști, ne știi lumea de baptiști, pe alții știi de pentecostali, pe alții știi de creștini după Evanghelie, pe alții știi de carismatici, pe alții nu știu cum îi mai știi, dar dacă nu avem roade pentru el, nu ne știu oamenii de ucenici ai lui. Și eu tare vreau să fiu recunoscut ca ucenic al Domnului Isus. Nu mă rușinez din numele de baptiști și ați văzut că totdeauna le spun la toți sunt pastor baptist și nu vă rușinați și voi pentru că noi avem o moștenire frumoasă, Biserica Baptistă. Dar eu mai mult decât baptist, eu vreau să fiu recunoscut ca și ucenica Domnului Isus. Oamenii când mă văd să vadă, am de a face cu un ucenic al lui Isus Hristos. Și aici spune, dacă ai roade, atunci ești recunoscut. Dacă nu, nu. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți pe poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Auziți? Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Iată așa, bine, hai să mergem acum să răspundem la câteva întrebări importante. Prima întrebare pe care trebuie numai decât să o clarificăm noi, că spune aici, dacă nu aducem roade, atunci noi nu ne calificăm ca șoucenici, Banca aici spune dur că mlădița care ne aduce roade, tăiată, aruncată, arsă, eu nu într-un în detaliu ce înseamnă asta, că o să pornească, sunt dezbateri multe aici. Și nu știu, cred că sunt depresos toate dezbaterile astea. Tot ce vrea să ne spună aici, vrea să ne atenționeze că e un lucru grav să ne aduce roade. E un lucru foarte grav și alt lucru care vrea să ne atenționeze, să ne dăm toate silințele să fim roditori pentru Hristos. Asta vrea El, să ne dăm toate silințele. Ei, hai prima dată să clarificăm care sunt roadele. Un gutui aduce gutui. Un gutui aduce gutui. Un măr, de la un măr se așteaptă roadele astea. Meri se așteaptă de la un măr. De la o viță de vie se așteaptă struguri. Frumos, asta se așteaptă de la o viță de vie, struguri. Ei, înseamnă că de la noi, ca și copii al lui Dumnezeu, chiar dacă este acolo comparat cu vița de vie, de la noi se așteaptă ceva niște roade. Care sunt roadele astea? aici Domnul Iisus vorbea cu cei și săi, cu cei 12. Ce roade aștepta El de la ei? În primul rând, de la oamenii aceștia, El aștepta ca ei să meargă și să facă ucenici din toate neamurile. Așa le-a spus. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Astea sunt roadele pe care trebuiau să le facă ei. Când Domnul Iisus a înălțat la cer, le-a spus, voi sunteți martorii mei, mergeți să mărturisiți despre mine în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. De asta vă este dat Duhul Sfânt. Deci trebuie să mărturisim despre Domnul Isus Hristos și pe măsura în care noi mărturisim despre Domnul Isus Hristos, oamenii cred, aleg să fie ucenicii Lui și ei devin ucenicii ai Lui. Asta era roada care o vrea Domnul Isus. asta este o roadă pentru împărăția cerurilor, o roadă care rămâne pentru viața veșnică, oameni care să rămână acolo. Statisticile creștine spun că um, oamenii care s-au întors, 96% din credincioși, evanghelici, nu vorbim despre alții, nu vorbim despre creștini nominali, sunt mulți creștini nominali, sunt confesiuni pline cu creștini nominali, care deja confesiunea a devenit un creștinism nominal. Și să știți, confesiunea noastră baptistă este picale de a deveni acolo. Noi trăim, că eu văd mare diferență între ceea ce a fost cu 29 de ani în urmă, când m-am întors la Hristos, și este azi foarte mare diferență. Noi suntem picale de a deveni confesiune nominală de asta, cu creștini nominali, oameni nominali, care ei vin de formă așa la biserică, au o formă de evlavie, dar ei nu trăiesc cu adevărat. Ei, noi acum vorbim despre creștini evanghelici, oameni care cred că sunt mântuiți din nou. Păi iată, statisticile spun că 96% din oameni născuți din nou în viața lor de creștin n-au condus la Hristos niciodată pe cineva. N-au adus o persoană la Hristos. Nu pot spune despre o persoană la Hristos. Și dacă ești sau nu ești în numărul celor 96%, pune-ți o întrebare. Eu în viața mea l-am condus pe cineva la Hristos. Dacă nu l-ai condus, înseamnă tu ești din numărul celor. 90. Înseamnă că aici ești fără rod. Tu n-ai condus în viața ta încă pe nimeni la Hristos și tu ești fără rod. Vei spune, bun, dar eu nu sunt, frate, Vasile, evanghelist ca tine, predicator ca tine, tu predici aici, predici pe internet, predici acolo. Da, dacă Domnul ți-a dat un dar să predici, tu predici, tu poți să-i conduci pe oameni. Am văzut cum i-ai chemat la um, Vulcănești, oamenii au ieșit în față, sau au pocăit, s-au botezat după asta. Dar nu mi-a dat Domnul mie dar ca tine. Nu, dragul meu, tu trebuie să slujești cu darul tău. Noi toți am primit darul și fiecare să-și facă slujba cu darul lui. Îmi amintesc cum sora mea, îmi spunea că în biserica păstorită de tatăl ei, de fratele Ioan Ordean în București, zice, oameni, foarte mulți oameni se pocăiau și când întrebau cum au ajuns la pocăință, spuneau despre sora cutare, sora cutare, o sora cutare, o sora cutare. cutare. Frații îmi măi, cine-i sora aceea cutare? Ce face sora asta cutare? Așa că atâția oameni se pocăiesc prin ea și ajung să se boteze. Când s-au interesat frații, era o bătrânică care trăia foarte greu. Și bătrânica avea metoda ei foarte înțeleaptă de evangelizare în vremea lui Ceaușescu. Ea vindea semințe, răsărită, cum îi zicem noi. Și la colțul strezei vindea răsărite și când venea omul să ia, ia, folosea momentul acela, două, trei, patru, cinci minute cât era, cât interacționa cu el, să-i spune despre Domnul Isus Hristos. Omul când venea două ori, mai spune, puțin, azi puțin, mâine puțin, poi mâine puțin și așa mai departe. Și în vremea aceea nu puteai să dai o broșură, nu puteai face, era complicat, nu putea să aibă biserica din București ziar, cum avem noi Moldova creștină. V-am adus azi Moldova creștină. Noi îl folosim tocmai pentru momentul ăsta de evangelizare, așa, să-l dăm la oameni. Dar sora asta spunea la unul, la altul, la treilea. Și oamenii veneau în fiecare zi, cumpărau semințe și auzeau împreună cu semințele cele auzeau cuvântul lui Dumnezeu. Și așa s-au pocăit și s-au botezat mult. Și sora asta se pare că ea a câștigat mai multe suflete decât predicatori care aveau dar de vorbire, care puteau, aveau amvon, aveau platformă de unde puteau vorbi. Dar ea a câștigat mai mulți, că ea și-a folosit darul ei. Ea a folosit împrejurările ei, contextul ei. Ei, asta trebuie să o facă fiecare creștin. Așa că dacă nu ai pe nimeni, nu este nimeni care s-a întors la Hristos prin tine și tu ai contribuit nicicum la asta. Și te scuz că nu-i darul meu, altul-i darul meu, sau nu știu ce, dar nu faci nimic pentru... Nu, nu, contribui cu nimic la, la asta. Ce dar îți trebuie ca să te duci să-i oferi omului un ziar? Trebuie mare dar? Mare dar trebuie când vii la școală la tine dimineața, iată, luni dimineața, când vei intra la școală, dacă vă întâlniți încă la școală sau dacă vă întâlniți la universitate, chiar mare dar trebuie să le spui, dragi colegi, știți că eu sunt credincios în Domnul Isus, sunt ucenic al Domnului Isus. și iată, am un ziar pentru voi, sper că voi o să fiți curioși, dacă cineva din voi sunteți interesați, apropiați-vă să vă dau ziarul, sau te apropii și uite, am un ziar pentru tine. Când m-am oprit la Peco acum dimineață, m-am oprit să cumpăr o sticlă de apă, i-am lăsat un ziar, niciodată oamenii nu mă refuză, ei primesc cu bucurie și le spun, uitați-vă aici despre Domnul Isus. citiți să aflați despre Domnul Isus Hristos. Asta o poate face oricine. Și dacă faci zilnic lucrul ăsta, numai decât Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va lucra cu mărturia Lui. Ei, deci puneți întrebarea. Dacă tu nu l-ai condus pe nimeni, înseamnă că faci parte din cele 96%. Dacă ai condus pe cineva, ai trecut în numărul celor patru. Toți care se întorc la Hristos, se întorc prin 4% care își fac datoria lor. 4% care aduc rod. Știți că este legea aceea, 80-20, nu mai știu cum, cu numele unui italian. Dar când e vorba de Evanghelie, nici nu merge 80-20, merge 96-4. Deci 4% de oameni sunt acei care lucrează și conduc pe alții la Hristos. Însă, acum întrebarea este despre a fi rodnic. Deci că a avea roade înseamnă ai conduce pe oameni la Hristos, asta mai înseamnă nu mai decât să slujești cu darurile tale și să faci ca roada asta să ajungă până în împărăția cerurilor. Iată apostolul Pavel, el merge a planta biserici și ați văzut când se întâmpla vreo problemă într-o biserică, el repetă de mai multe ori fraza asta. Eu mă tem ca nu cumva să-mi pierd răsplata, zicea el. Cu alte cuvinte, să nu-mi pierd roada. Nu cumva roada să fie pierdută pe drum n ajunge -a roada asta la realizare. El vroia să fie sigur că orice suflet pe care l-a condus la Hristos îl crește și îl conduce în împărăția cerurilor acolo. Când îl dă în primire Domnului Isus Hristos, atunci crede că gata, e bine. Dacă l-a adus până acolo, intrat în împărăția cerurilor, e bine. Și-a făcut lucru bine. Dacă nu, înseamnă că nu s-a reușit cu roada asta. Nu-i roadă care rămâne pentru viața veșnică, pentru că n-a ajuns, nu, nu intră acolo. Pavel era foarte îngrijorat și el se lupta pentru fiecare suflet. Se lupta, uneori foarte înfocat era acolo, când la ăștia le spune scrijelații ce e, dar ați auzit cum vorbea el. El foarte supărat când cineva se băga în câmpul lui să-i furi roada. Foarte supărat pe asta și se lupta până la sânge pentru a scoate roada și a păstra roada până într în împărăția cerurilor. Ei, așa gândiri trebuie să avem și noi. Acum, deci, roada, ce mai înseamnă roada aceasta, este să slujim cu darurile noastre duhovnicești. Dumnezeu ne-a dat daruri duhovnicești. Când am crezut în, Duhul, în Domnul Isus, împreună cu Duhul Sfânt, am primit daruri duhovnicești. Acestea sunt capacități de a face lucrări. Și, cu părerii de rău, cei mai mulți creștini nu le știu care sunt darurile lor. Cum pot sluji cu un dar pe care nici nu-l știi? Cum pot folosi eu un instrument care nici nu știu că el este la mine în garaj? Cum pot eu folosea așa un instrument? Să mă trezesc la sfârșitul vieții. Măi, stai, dacă am avut instrument, putea să-l folosesc, dar nu, nu pot. Trebuie să-l știi că el este la tine. Dacă un om nu-și cunoaște darurile duhovnicești, atunci el nu poate folosi darurile astea. Și de aceea fiecare trebuie să-și dea silințele, să-și cunoască darurile acestea duhovnicești și să slujească cu ele. Chiar în privința asta, și planific să fac și un seminar, un seminar online. Știți că acum în fiecare zi de miercuri la ora 6 să predau cursul EFESENI online, la cei care studiază și vor să studieze profund. Dar pe data de 4 noiembrie vreau să predau un seminar unde vom începe a studia cursul ăsta, darurile duhovnicești, ca să-și cunoască fiecare creștin darul și să meargă să slujească cu darul lui. Deci roadele trebuie să le aduci prin slujirea potrivit cu darul duhovnicesc care l-ai primit tu. Dacă nu-ți cunoști darul, nu poți sluji și nu poți aduce roade. Bun, hai să vedem acum cine poate aduce roade. Nu toți creștinii pot aduce roade, chiar dacă are dorință sinceră. Sunt oameni care au dorință sinceră să aducă roade, dar nu pot aduce roade. Nu pot. Mă Mi amintesc -am când m-am pocăit, așa de tare vroiam să se pocăiască un om, să se întoarcă un om la Hristos spre mine. Lucram, nu mai puteam de mult ce lucram, Facem tot ce puteam. Nu, 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 nu. Pentru că nu avem capacitate. Iată, uitați-vă la gutuiul ăsta. Când a fost semănat gutuiul ăsta, copacul, cu pacul cela, pomul celălalt, de gutui mic, el putea să aducă deodată gutui? Nu. El a fost semănat un gutui mic, a ieșit din semânță, s-a născut și apoi el creștea, el creștea și el era mic. Și noi lăsăm ca să crească, trebuie să treacă timp. A trecut timp și gutui este ajuns la maturitatea lui, la capacitatea în care el începe a da roade. Prima dată, una, două, trei gutui au apărut, dar noi ne bucurăm tare, gata, au început. Prima dată va da un gutâi, la anul viitor va da 5, la celălalt an de acum 15, la următorul an 50 și tot așa, gata, o părnit, dă roade mari. Ei, dacă ești un creștin care nu aduce roade, trebuie să-ți pui întrebarea care-i pricina. Pentru că dacă nu ești un om matur, poate aduce roade numai un, un om matur, care investește în maturitatea lui spirituală. Dacă nu ești matur, nu poți aduce roade. Și dacă nu ai o creștere sănătoasă, tot așa nu poți aduce roade. Dacă gutuiul acela va fi cumva afectat de un vermi, ceva rău, gata, el nu mai poate aduce roade. El parcă crește, dar crește rău, crește um, galben, vește, nu merge, ceva merge, ceva, el parcă crește, crește, dar nu crește și el nu ajunge să aducă roade, nu poate aduce la roade. Ei, uite așa, dacă nu ai o creștere sănătoasă, nu te alimentezi sănătos din Sfânta Scriptură, nu primești învățătură sănătoasă, nu perseverezi în învățătura sănătoasă, dacă te-ai luat cu lucruri rele, cu învățături rele și ți este otrăvit în mintea ta, nu poți ajunge să aduci roadă. Deci, încă o dată spun, dacă tu ești un om imatur, tu nu poți aduce roade. Poți avea cea mai bună și frumoasă intenție să aduci roade, dar nu poți aduce roade, pentru că nu ai putere, nu ai putere, nu ai capacitatea. Ca să ajungi la a aduce roade, trebuie să crești la capacitatea asta. Fără o creștere sănătoasă, normală, bună, statornică, nu poți ajunge la, la capacitatea de a aduce roade pentru Hristos. Acum, întrebarea este, de ce există așa mulți oameni care nu aduc roade? Dacă e dreaptă statistica asta cu 96 de persoane, dar se pare că, 96 de procente, dar se pare că este dreaptă statistica, pentru că noi nu uităm în jur. Ne uităm în jur. Foarte puțini creștini sunt care, cu adevărat, îl slujesc pe Domnul, spun mărturii despre el, vestesc, se implic în lucrare, slujesc cu darurile lor. O, sunt foarte puțini. Deci, de ce este așa? De ce există așa de mulți creștini care nu aduc roade? Am zis, un motiv deja l-am spus. Faptul că nu aduc roade este pentru că ei sunt imaturi, ei sunt incapabili. Foarte mulți creștini rămân prunci în credință. Ei rămân pentru restul vieții și ei devin rahitici. Știți că un copil care nu se dezvoltă normal la vremea care trebuie, el pe urmă rămâne rahitic pentru toată viața. El nu mai, are o dezvoltare normală, el, el rămâne rahitic. Problema asta des este ridicată în scriptură. Spune, voi pentru că v-ați hrănit numai cu lapte, ați rămas la lapte. Voi aveți nevoie cineva să vă învețe cele din tâi învățături, spune autorul epistolei către evrei. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, zice, voi trebuia să învățați pe alții, a trecut vremea și voi sunteți prunci în credință și voi aveți nevoie să vă hrănească cineva cu lapte mai departe, cele din tâi învățături. Voi ați rămas numai la lapte, voi n-ați trecut la hrană tare, că hrana tare este pentru oamenii maturi și hrana tare, ea cere un efort din partea omului. Laptele e ușor, laptele sugi și și înghiți, gata, asta e tot. Dar când e vorba de hrană tare, și ați văzut un copil cât de mult se chinuie, ia ceva, o bucățică de pâine și cum se chinuie, cu bucățica aceea de pâine, cu o bucățică de măr, se chinuie, nu are dinți, dar se chinuie și așa, dinții cresc. Pentru că el se chinuie, el face un efort. Așa spune scriptura cu un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să ia învățătura Domnului Isus și să persevereze, să insiste în învățătura asta și judecata prin întrebuințare să se deprindă a deosebi binele din rău. Judecata care e pusă la întrebuințare. Atunci ea se dezvoltă, ea are discernământ, ea crește bine, crește în maturitate. Dar un om care nu se hrănește bine nu poate ajunge. Și iată dacă ești unul din cei care nu te interesează studierea profundă a Scripturilor. Sau ești unul de cei la care spui că e prea mult Biblie, prea mult se studiază Biblia și tot se scurtează și se scurtează și se scurtează. Este o tendință printre unii tineri, sper că aici la dumneavoastră nu aveți, dar printre unii tineri este tendință la întâlnirile lor, la taberile lor, la seminarile sau la care fac să fie distracții. Distracții, totul e pus pe distracții. Parcă ei, ei creează impresia că creștinismul este o religie a distracției. Nu religia religie a mântuirii omului prin învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos, dar e o religie a distracției. Nu, 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 Domnul Isus ne învață că trebuie să perseverăm în învățătura asta, să ne adâncim profund. Dacă nu aduci roade, înseamnă că primul și cel mai important motiv este pentru că nu crești spiritual, dar nu crești spiritual pentru că nu faci prioritate din creșterea ta spirituală. Nu depui efort să înțelegi învățătura Domnului Iisus Hristos, să o aplici în viața ta, nu depui niciun efort, nu te interesează, nu-i prioritate și de asta nu crește. Aici spune de ce există așa mulți creștini, pentru că ei nu rămân în Hristos, dar în contextul acesta Domnul Iisus a spus ce înseamnă să rămâi în Hristos. Să rămâi în Hristos, El a zis să rămâi în cuvântul meu. Și tot asta a zis El că este egal să rămâi în dragostea mea. Rămâi în dragostea mea dacă rămâi în cuvântul meu. Așa rămâi în Hristos. Într-o altă împrejurare, tot la Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, acolo, le-a spus celor care au crezut în el. El le-a zis, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Îl parafrazăm versetul ăsta, luăm de la început. Dacă nu rămâneți în cuvântul meu, înseamnă că nu sunteți într-adevăr ucenicii mei. Nu veți cunoaște adevărul și veți rămâne robea patimilor voastre care le aveți. Cu unii au rămas robea patimilor scârboase care le-au avut altă dată.” Și toți stau în patimele celea scărboase și nu se eliberează de ele și ei cred că harul lui Dumnezeu nu funcționează în viața lor. Păi da, harul lui Dumnezeu funcționează prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvânt suntem eliberați. Deci dacă ai o creștere sănătoasă și investești în creșterea ta sănătoasă, atunci numai decât vei avea. Dar Domnul Iisus a spus aici că orice mlădiță trebuie să fie curățită. Într-un alt loc, Domnul Iisus a spus, voi sunteți curați, tot aici a spus, sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus eu. Deci învățătura Domnului Iisus este cea care ne curăță de lucrurile nu bune în viața noastră, care ne împiedică să fim roditori. Trebuie lucrurile cele tăiate, curățite și date la o parte, ca să aducem roade multă. Cuvântul lui Dumnezeu face asta când noi luăm serios, când ne dedicăm de plin și foarte serios cercetării Sfintelor Scripturi, când ne adâncim în aceasta, și chiar punem în aplicare, nu numai la nivelul minții, dar ne grăbim să punem în aplicare tot ceea ce învățăm, Dumnezeu face creșterea asta spirituală, Dumnezeu face transformarea asta spirituală în noi și așa noi ajungem roditori. Vom crește până când vom începe să aducem roade. Vor începe la început, acum am zis, o gutui la început, apoi trei, apoi 15 și tot așa, vor, se vor porni roadele. Și roadele sunt direct proporționale cu maturitatea mea. Dacă sunt un matur, un creștin matur, aduc roade multe. Cresc în maturitate, voi aduce roade mai multe. Dacă nu cresc, nu voi aduce roade. Chiar sunt, fac așa o paranteză aici, acum tare mă, mă lupt așa cu unii colaboratori din echipa pe care o conduc. Că ei sunt prinși cu multă lucrare, cu foarte multă lucrare, sunt prinși și ei toată energia lor se duce în lucrare și ei n-au timp pentru creștere spirituală crește, investesc puțin în creșterea lor spirituală. Și eu continuu trâmbițez, opriți, opriți, le spun, mai tăieți din activitate, mai tăieți din activități, investiți aici. Asta e ca și cum la gutui, este, chiar m-am gândit să fac un video, o să mă opresc la un copac și o să fac un video, o să explic adevărul ăsta. Ce s-ar întâmpla dacă un gutui, la mijloc de vară, și-ar îndrepta toată atenția, tot efortul lui, toată energia lui de gutui, și-o îndreapte. spre ceea ce el zice, eu vreau să fac gutui multe, nu-mi pasă de rădăcini. Gata, închidem comunicarea cu rădăcinile. Sau mai puțin la rădăcinile. 15 minute în zi folosim rădăcinile, dar după asta restul totul trebuie de investit acum în gutui, ca să iasă gutuile bine. Păi dar gutuile sunt legate de rădăcini. Dacă tu nu investești în rădăcini, cum pot veni gutuile, dragul meu? Cum pot fi ele? Tocmai pentru că tu te alimentezi bine ca și gutui, tocmai de aceea vor veni roadele. Roadele vor fi mari, frumoase, bune, pentru că te alimentezi bine. Exact așa ca și creștini. Dacă eu mă alimentez din Hristos, mă alimentez din Cuvântul lui Dumnezeu și las ca El să mă crească pe mine. Apoi și eu cresc și roadele cresc. Roadele cresc potrivit cu creșterea mea. Deci eu voi crește, roadele voi crește și eu nu mai mă bucur să văd cum sunt un canal al lui Dumnezeu. O mlădiță, cum spune acolo. Mlădița asta nu e altceva decât un canal. De la viță spre roade. Asta este. Și asta vreau să fiu. Vreau să am bucuria de a fi un canal. Să văd cum Dumnezeu toarnă în mine și eu am bucuria, plăcerea, desfătarea asta. Să văd cum curge prin mine harul lui Dumnezeu. Curge prin canalul ăsta. Curge și ies roadele. Și am desfătarea că sunt conectat la sursă. Am desfătarea că curge pe aici harul. Și am desfătarea să văd roadele frumoase pe care le face el. Și eu sunt folosit la toată minunea asta. Eu sunt folosit în toată minunea asta. Asta vrea Dumnezeu, să înțelegem. Dar din moment ce am închis și zic că nu am timp pentru studierea Scripturilor, nu am timp pentru creșterea mea personală, că eu sunt prins în lucrare, sunt foarte prins în lucrare. Ia uitați-vă în jur, câți oameni care sunt prinși în lucrare, ei nu sunt rodnici. Toate eforturile lor sunt zadarnici. Parcă sunt veveriți aceia care leargă în roată. Ați văzut -o, aceia care leargă? Dar ea leargă în roată, e obosită, istovită, dar nu iese nimic, nici un rod. Poate așa e viața ta de creștin, alergi în roată, dar nimic nu se întâmplă. Oprește alergatul, este în roată și du-te acolo la rădăcini, investește în rădăcini. Investit în rădăcini nu se poate să nu dea roade. Investit în rădăcini va da roade și va da roade mari. Deci, alt lucru care spune Domnul Isus, să ne rugăm specific să cerem roade. El a zis, dacă rămâneți în mine, condiție, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cu alte cuvinte, dacă voi faceți din creșterea voastră spirituală, cu adevărat faceți prioritatea numărul unu, apoi zice, atunci eu ascult rugăciunile voastre cu privire la roadă. Atunci voi veți zice, Doamne, dă-ne, Doamne, te rog, roadă. Vrem roada asta, vrem sufletele astea mântuite. Vrem sufletele din localitatea noastră, din raionul nostru. Vrem în satul cel la biserică, vrem acolo biserică, vrem acolo, vrem asta. Și eu zice, eu vă dau, ba vă dau încă și mai mult, că el abia așteaptă să ne dea. Nu mai zice, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Iar parafrazez, dacă nu rămâneți în mine și nu rămân în mine cuvintele mele și nu aveți timp pentru cercetarea profundă a Scripturilor, să vă rugați din noapte până în noapte, să postiți până când muriți acolo la podea. Dar nu se întâmplă nimic, nu veți primi nimic, pentru că voi voi ați întrerupt, nu comunicați cu rădăcinile, nu comunicați cu rădăcinile, strigați cât vreți, nu se întâmplă nimic. Deci, la rădăcini, atenție la rădăcini, acolo, să ne adâncim la rădăcini, să ne concentrăm la rădăcini, ne vom concentra la rădăcini, facem ordini la rădăcini, numai decât va fi ordine, va veni ordinea peste tot, se vor îndrepta lucrurile peste tot dacă facem ordine la rădăcini. Mai spune, da, un alt lucru. De ce nu aduc mulți oameni mulți creștini nu aduc roade? Pentru că ei nu sunt ascultători de mai marii lor în biserici. Ei nu sunt ascultători de pastori. Azi a devenit la modă să nu fie ascultători de pastor. Ba, îl critică pe pastor. Dar ce? Au, ieri vorbeam cu cineva. Vorbeam cu un frate care l-a trimis misionar într-o biserică existentă ca să vii acolo lucrurile, că erau grave lucrurile. Și ne bucurăm să vedem progres. A început misiune, s-au plantat biserici în loc. Lucrează neobosit și el și soția lui. Dar zice că a avut o discuție cu diaconul și când l-a chemat pe să-l întrebe, ei, de ce tu promiți, tu nu vii, tu nu faci, tu nu, nu... ce se întâmplă, de ce tu, tu nu-ți cuvântul? Tu de ce procedezi așa? Deci, de cine ești tu ca să-mi spui vorbele Eu sunt pastor. Hai, lasă-mi ce vorbești? Auzi tu? Eu sunt pastor, eu în autoritatea Domnului Isus Hristos am fost pus aici pastor. Eu sunt pastor care trebuie să conduc lucrarea aici. Și tu îmi spui cine ești tu? Ei, vreau să vă spun că sunt mulți oameni de ăștia care, dar ce are el să-mi spună mie? Dar ce eu? Sunt liber eu. Ei, nu, acolo nu poți aduce roade. Dacă tu ai așa o atitudine față de mai mare tăi în Evanghelie, nu poți aduce roade. Scriptura spune că Hristos, în toată economia lui, frumoasă, când a pus trupul lui, Hrist trupul lui biserica, el i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci noi păstorii, noi avem rolul aici în trupul lui Hristos să-i desăvârșim pe sfinți, pe restul, restul oamenilor din biserică, noi trebuie să-i desăvârșim. Ce înseamnă asta să-i desăvârșim? Asta înseamnă că noi trebuie să-i echipăm de plin, să-i instruim de plin. Nu știu, faceți comparații, de exemplu, s-a dus un nou recrut în armată. Și el de acolo din armată trebuie să plece la război. Lui se dă un instructor. Instructorul acela, el trebuie să-l pregătească pe un om care idei n-are despre război, are numai zel de mers la război, dar mai mult de zel n-are nimic. Și instructorul ăsta trebuie să-l pregătească în toate, toate privințele. Ca asta când va merge la război, nu numai să-mi vingă războiul, dar să-mi întoarcă viu înapoi acasă la ai lui. Instructorul se va gândi la asta. Eu trebuie să-l pregătesc bine, bine, perfect, ca el mergând la război, să-mi vingă războiul și să vină viu acasă la familia lui și țara noastră să rămână bine protejată, să învingem războiul. Ei, iată așa în trupul lui Hristos, Hristos ne-a pus pe noi păstorii ca să-i desăvârșim pe sfinți în vederea lucrării de slujire. Acum, dacă noi nu ne facem slujba noastră, nu ne ocupăm de sfinți, ei n-au cum crește, că noi nu ne ocupăm de ei. Și asta e mare problemă, pentru că sunt și multe situații de astea când nu se ocupă slujitorii și nu-i cresc pe Sfinți. Asta este o realitate care nu o putem nega. Dar vreau să vă spun că este altă realitate. Altă realitate când sunt slujitori care vor să-i desăvârșească pe Sfinți. Își dau toate silințele, fac tot posibilul. Dar Sfinții nu vor să asculte, nu vor să urmeze. Fratele. Oti Bunaciu de la București odată a spus într-o predică, a zis că tare e bine să păstorești o biserică de oi. Dar când ai de păstorit o biserică din pisici, e imposibil. Da? O biserică de pisici este imposibil. Știți cum sunt pisicii? Știți deosebesc pisicii de oi. O pus cineva un clip pe Facebook tare, mi-a plăcut cum păstorul sare printr-un foc și toate oile. Oile care sunt frecoase tare. Dar oile după, după păstor și sar toate prin focul acela. Trec prin foc. Trec prin foc, sar, sar, sar după el, niciuna nu s-a cedat. Așa ne vrea Hristos. Să mergem după păstor bine, curajoși, să facem lucru. Dacă faci asta, atunci vei avea creștere. Dacă asculți de păstorul tău, când păstorul spune o vorbă aici în adunare, când păstorul zice, mâine ieșim la evangelizare toți, apoi tu nu începi a te scuza, oh, nu, eu sunt la serviciu, eu sunt la școală, eu am test, eu am aceea, eu am celălalt. Cum se facă păstorul lucrare cu oameni care așa zic? Dacă în păstorul spune, "Mâini mergem să facem lucrul ăsta, poi mâine facem asta, facem lucrarea cu tare, facem lucrarea cu tare, atunci este o plăcere și acolo lucrurile merg și acolo toți noi aducem roade, toată biserica aduce roade, că fiecare își pune partea lui și în ascultare aducem roade. Dar dacă nu ascultăm de el, nu putem aduce roade. Deci ea gândește bine, dacă cumva ești rodnic și este și pricina asta, atunci trebuie să te pocăiești de ea și a te pocăi înseamnă te apropia de păstorul tău și să-i spui frate Alexandru, să mă ierți, că eu n-am luat în serios lucrul ăsta. Vreau să contez pe mine de azi înainte și eu vreau să fiu ascultător, eu vreau să urmez, vreau să putem merge împreună într-o echipă. Așa că și frate Alexandru știi? dacă s-a gândit, eu pus Domnul pe inimă, că mergem și facem o lucrare, pe el știu, eu pot conta pe biserică. Când zic, mergem toți, mergem toți, lucrăm, facem. Eu vreau să mă laud în privința asta, vreau să vă spun că îi mulțumesc Domnului pentru că în biserica pe care o păstoresc, avem un mare număr, aș vrea să spun toți, dar nu pot spune toți, că nu sunt toți. Dar un mare număr de oameni care ascultă, pe care pot conta. Când vreau să fac o lucrare, pot conta. Oameni care de la distanță. Mi s-a întâmplat, am plecat undeva și de la distanță. Când am vorbit, am spus, facem cu tare lucru. Mergem acolo, lucru greu. Oamenii s-au dus, au făcut, o plăcere, o bucurie. Și pastorul este și el încântat să lucreze așa, știi, are și el zel, bine, dar dacă orice inițiativă care o ai nu primești răspunsul potrivit, nu prea ai pe urmă inițiative, nu-ți vine, că nu știi, tu vor asculta, nu vor asculta. De deci, aceea gândește bine dacă asta nu-i cumva un motiv. Sunt multe alte motive de ce oamenii nu sunt rodnici azi. Pentru că ei se mulțumesc o formă de evlavii, nu vor nici să crească duhovnicești, sunt mai mult iubitori de plăceri decât sunt iubitori de Dumnezeu. Se mulțumesc o formă de evlavii, vin la biserică, o stat la serviciu, duminică, Bancă Unii cred că dacă ei vin o dată în săptămână la biserică, ei sunt creștini exemplari. Potrivit scripturilor, ei sunt cei mai buni. Gata, totul e perfect. Ei vin o dată în săptămână la biserică. Gata. Bancă și-au dat 10 iala. Au dat 10 iala. Bă, dragii mei, zeci iala asta e cel mai puțin ce de un creștin adevărat. Iată, azi merg să predic la biserica Vocea Adevărului. Am fost invitat să predic despre dărnicia generoasă. Zeci iala, asta e cel mai puțin. Zeci iala e pentru cele mai grele zile din viața ta când le ai. Iată, când ai cele mai grele, negre zile din viața ta, atunci te limitezi la zecială. Dar avem în Biblie exemple de oameni care trăiau cele mai negre zile din viața lor și n-au dat zeciala. Vă amintiți despre văduva aceea care Domnul Iisus a menționat, au zis, o menționat-o, o zisea, ea. Ea a dat tot ce avea, zice. Femeia aceea i-a fost generoasă, i-a dat tot ce avea. Și nu lasă Dumnezeu. Dumnezeu nu îi părăsește pe oamenii care sunt așa. Bun, am deviat puțin, dar doar ca să știm, să nu te liniștești cumva că ești bun creștin. Bun creștin este unul care vrea tare să crească, pentru care viața cu Hristos, viața duhovnicească e mai presus ca orice, mai presus și în ea investește timpul, eforturile, trăirea, emoțiile, visele. Când adorme la viața duhovnicească se gândește, când se trezește la viața duhovnicească se gândește, în toate lucrurile caută lucrurile duhovnicești, în toate caută asta. Acum, da, am spus deja că un alt motiv este că nu-ți cunoști darurile și nu slujești cu darurile tale. Și atunci nu poți aduce rod dacă nu slujești cu darurile tale, nu le cunoști, nu faci nimic în privința asta. Deci ce să faci ca să aduci roade? Să fii o mlădiță care este în viță. Să recunoști în primul rând. Dacă nu recunoști lucrul ăsta, dacă stai acum pe și zici, mă, e frumos, predic fratele ăsta, e bun. E bine, e normal. Bun, așa. Păi ca parcă și cum aici ai fost, ai venit azi la biserică să-mi fie mie juriu. Pentru că noi nu suntem la concurs de predicare azi. Și eu am venit la concurs de predicare. Eu am venit să spun cuvântul lui Dumnezeu care să aducă de Sfinților. Deci n-am nevoie de juriu. Nu-mi trebuie asta. Dacă vii cu atitudinea asta, nu poți lua nimic. Dar dacă stai să asculți atent, măi, Dumnezeu îmi vorbește azi, eu am venit în casa lui, Dumnezeu îmi vorbește azi. Și asta care stă acum în față, el este robul Domnului, el îmi vorbește azi din Scripturi. Cuvântul Domnului pentru mine azi îmi vorbește. Ia hai să vedem eu ce cu viața mea. ce cu viața mea? Unde? Eu chiar stau în viță? Eu chiar stau în Domnul Isus. Sau eu nu-mi pasă de cuvântul lui Dumnezeu. Eu nici măcar n-am citit Biblia până acum nu am știut Biblia în întregime. Ce să vorbim despre un om duhovnicesc care stă zi și noapte și cercetează Sfintele Scripturi, dar eu nici măcar n-am știut o Biblia în întregime. Atunci trebuie să te pocăiești. Trebuie să schimbi atitudinea asta și să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, să intri cuvântul în tine. Atunci te vei ruga pentru roade și Dumnezeu îți va da roade. Că până când nu faci partea asta, până când nu pui toată atenția pe rădăcini, roadele nu vor veni nicicum. Nu uh, numai decât poate trebuie să vezi cum este atitudinea față de pastor, atitudinea față de mai mari. Eu sunt la dispoziția lor, eu las pe oamenii ăștia să mă desăvârșească, eu las pe omul ăsta să mă desăvârșească, sau eu nu las, nu-i dau voie, el nu poate face cu mine nimic, nu poate face. Iată, știți că mai sunt și antrenori de sport. Păi da, dacă mi-a venit unul în sală care nu vrea să se antreneze, îl trimit acasă, îi spun, pleacă acasă. Dacă tu n-ai venit să-ți dai toate silințele, eu de ce mi-aș da toate silințele? De ce eu mi-aș pierde viața mea aici, timpul dacă tu nu-ți dai toate silințele? Eu așa i mulțumesc lui Dumnezeu că eu din tinerețea mea sunt numai în predare. Ori antrenor, am fost ori învățător, am fost ori undeva, totdeauna am predat. Așa îi mulțumesc Domnului că numai câteva luni în viață am predat la oameni care nu aveau nevoie de predarea mea. Am lucrat la școală, am rezistat numai patru luni. Că la școală, acolo predam la oameni care nu aveau nevoie de învățătura mea. Și atunci, dacă am văzut, da, de, ce, de ce îmi trebuie mie să stau undeva unde nu -au, nevoie de mine? Mă duc la cei care au nevoie. În sală mi-au venit oameni care au vrut să învețe la unde am mers și am învățat, au venit oameni care au vrut să învețe. Pe oamenii care vor să învețe, e o plăcere să-i înveți. bine, vezi, bucurii, vezi roade. Dacă ei nu vor, ce să faci cu ei? Deci de asta ia atitudine, hotărăște cum vei face și fă din creșterea ta spirituală prioritatea numărul 1. Și atunci când vom merge să ne întâlnim cu Hristos, dar noi toți mergem într-acolo și noi nu știm când ajungem acolo. S-ar putea întâmpla cineva săptămâna asta să ajungă, cineva săptămâna cealaltă. Noi doar nu știm nimeni, nimeni nu știm. Nu știm când plecăm, nu știm ora plecării, ceasul plecării, nu știm nimic. Și iată când plecăm la Hristos. Știți că noi ca și creștini, atunci când murim, mergem la judecata lui Hristos. La judecata lui Hristos ca să dăm socoteala pentru tot binele sau răul pe care îl vom fi făcut. Și acolo se fac totalurile. Iată, săptămâna trecută am avut de predat într-un loc unde o leacă m-am înfuriat. M-am înfuriat și când m-am înfuriat încep să-mi tremur în nările, așa, dar m-am stăpânit, m-am ținut, m-am înfuriat tare când predam. Pentru că când ne am tras pe cineva la socoteală, le-am dat o temă de casă să fac la niște studenți care învață teologie. Și le-am dat o temă de casă tema de casă, trebuiau să meargă să predeau, să predeau o lecție la cineva și apoi să vină să-mi spună ce au făcut. Le-am dat o lecție practică, mergeți să interacționați cu oamenii. Când au venit înapoi, unii au făcut lecția, dar unii au venit și au început să spună povești. Cursul ăsta e foarte grozav, cursul ăsta e tare bun, metoda asta așa e grozavă, metoda asta de dată da, scripturi, deodată... Stop! Stop! Tu ai predat și ți-am dat eu. Eu vin dintr-o familie care așa și mi încep iar. Stop! Tu auzi întrebarea care ți-am dat. Tu ai predat ce am zis eu sau nu? La mine computerul era străcat și computerul nu mergea și computerul așa Mai și... omule, tu auzi întrebarea care ți-o pun. Deci nu s o deprins că așa îi pun întrebarea. spune tu ai predat sau nu? Nu. Așa trebuie să-mi spui deodată. Următorul vine. Următorul iar începi. Noi cu soțul, noi așa, la noi acolo, avem trei copii. Dar nu asta te-am întrebat, dragă. Acum, îmi trebuie să știu, ai făcut tema sau nu ai făcut? Și sper că le-am dat o lecție, dar vezi că cineva o să încerci să vină la judecata lui Hristos așa. La judecata lui... dar nu merg de asta. La judecata lui Hristos nu trebuie să dăm o socoteală. Vă amintiți în pilda aceea cu robii, cei trei? Cei care au lucrat au avut raportul cel mai scurt, clar și cuprinzător. Doamne, mi-ai dat 5, am mai adus cu ei încă alți 5. Bine, rog, bun și credincios, intră în odihnă stăpânului tău. Doamne, mi-ai dat câte au fost acolo? 3, da? 3, 2, nu știu, știți voi. 3 mi-ai dat, a mai adus cu ei 3. Bun, intră în odihnă. Doamne, mi da am știut că ești un stăpân așa, ce se de unde n-ai semănat, n-ai semănat, s a dat unul, cum zici că n-ai semănat, a semănat, s-a dat un talent, ce cer de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost frică, de aceea m-am dus și l-am ascuns. Au te domnule, ce raport lung și tot raportul, 90% sunt învinuiri la adresa stăpânului, la adresa celui care a investit în el. V-au ce eu spus, rob, viclean și leneș. Rob viclean și Lene și În loc să lucrezi, îți pregătești rapoarte de astea? E, nu merg rapoarte de este. Am mai auzit rapoarte și la sfârșit de an, când avem adunarea membrilor, rapoarte de astea. Domnul știe, fraților, sună foarte, foarte vlavios sună. Domnul știe cum eu am lucrat, domnul știe cât am văd. Nu merg cu rapoarte de este. Nu merge la Hristos de este. înțelegeți? Trebuie să fim sinceri și să ne gândim că mergem la judecată. Toți trebuie să mergem la o judecată. Trebuie să răspundem pentru binele sau rău pe care l-am făcut, de când suntem creștini, din clipa pecetluirii cu Duhul Sfânt până la clipa plecării, trebuie să dăm un răspuns la, judeca, la scaunul de judecată al lui Hristos. Și, în dependență de asta, fiecare își va primi răsplata. N-ai vrea ca acolo să auzi niște cuvinte de laude, să auzi bine, rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Să-i faci bucurie stăpânului tău și când intră acolo stăpânul, intră în bucuria stăpânului tău. Asta e un rob bun și credincios, care a lucrat așa cum i-am dat eu cu darurile, ce i-am pus la dispoziție, a folosit tot. Sau să fie unul de astea care a încercat așa, cu rapoarte de astea. Deci, nu, gândește bine. Gândește bine la toate acestea, Și, hai, vreau să vă mai zic acum, iată, ieri m-am întâlnit, ieri la întâlnirea asta care am avut-o cu familiile, am stat puțin de vorbă cu Marica și Ionel și Marica Ilescu. Nu știu dacă știți. Ei sunt un cuplu de antrenori de taekwondo. Ambii s-au întors la Hristos prin lucrarea asta, prin taekwondo, că la antrenament, prin totdeauna prima oră, am făcut studiu biblic. Marica am învățat-o de când avea 9 ani, a venit la antrenament. Acum e campioană, mondială, e bine, dar oamenii ăștia sunt foarte, foarte dedicați lucrării lui Dumnezeu. Oamenii ăștia în casă la ei stau ucenicii, țin, deci vă zic, cu totul dedicați oamenii ăștia și când am stat la masă, încântați îmi spuneau ei, că așa mulți ucenici ca acum n-au avut niciodată, zici. Cu toate că la toți antrenori este o criză mare, a scăzut tare numărul de ucenici, nu-i pot găsi săli, nu, situația asta de criză, în, antrenori cel mai tare a lovit situația asta de pandemie. Dar zic, așa mulți ca acum n-au avut niciodată așa o dedicare frumoasă din partea lor. S-au botezat, acum în toamna asta s-au botezat un mare număr din ucenicii lor. Deci spun că un răspuns așa frumos. Și eu deodată în mintea mea am făcut legătură. Măi, ce frumos lucrează cu oamenii ăștia care sunt concentrați pe rădăcini. Când fac studiul ăsta de miercuri la Efeseni, pot să îl văd cum el a venit la antrenament și a venit încă în haina aceea de taekwondo. El încă nu a reușit să dezbraci haina. Dar el stă în haina aceea cu manualul pregătit. Apropo, frate, pastor, ți-am adus un manual pentru sesiune. Spun mai târziu aici, să nu uit de el, că l-am luat și am uitat. Dar el vine cu manualul, Ionel cu Mărica, vine acolo cu manualul, pregătiți bine, foarte atent la tot ceea ce studiem. Deci oamenii ăștia sunt foarte tare concentrați pe creșterea lor spirituală. Și pentru că ei sunt concentrați, Dumnezeu îi folosește într-un chip minunat. Le-au închis sălii anul trecut, nu le mai dau săli nimic au început în grădină la ei să facă, să construiască sala. ne având avut niciun ban, n având nimic. M-am dus și eu, i-am încurajat. Mergem înainte, Domnul va da, mergem înainte. Și încet, încet lucrurile merg, iată se ridică păreții. Au spus că îi mai trebuie nu știu cât, vreo 15.000 de lei ca să cumpere piatra și pereții vor fi ridicați până sus. Bun, vin pe urmă celelalte etape. Dar vreau să spun, mă uit și admir cum Dumnezeu lucrează la oamenii ăștia și cel mai important cum le dă suflete Oameni care vin, învață din Scripturi, se pocăiesc, devin ucenici ai Lui Hristos, urmează. Au elevi care deja ei la rândul lor au mers, zice, s-au dus într-un sat și au... 48 de, de copii au venit și au început a studia scripturile. Acum, acum două săptămâni, urmă s-a început. Deci, o deschidere fantastică. Deci, au venit din satul vecin și au. Hai, vă rog, vă rog, veniți și la noi, începeți și la noi. O deschidere de neimaginat. Pentru că oamenii ăștia s-au concentrat pe rădăcini. Și ei nu sunt cu nimic deosebiți decât noi restul. Noi toți suntem unicali, toți avem resurse nimai pomenite. În toți noi a fost pusă puterea aceea cu care Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Isus Hristos. În toți a fost pusă puterea asta și Dumnezeu vrea să o desfășoare. Dar trebuie fiecare de noi să fie gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Bun, aplicare. Vreau să vă dau câteva întrebări la care să le luați foarte personal, să vă gândiți la ele. Cât de rodnic ai fost în anul care a trecut? Ești satisfăcut de roadele pe care le-ai adus pentru Hristos? Ești satisfăcut? E bun dacă te uiți urmă, zici, da, am lucrat la toate, am făcut tot ce a fost de mine. Nu, nu văd cum ceva mai mult puteam să fac. Ea, de exemplu, Apostolul Pavel, înainte de moarte, el spunea, m-a luptat lupta, lupta cea bună, am păzit credința, mi-a isprăvit alergarea, acum așteaptă cu nună. Înseamnă, era total satisfăcut de tot ce a făcut până aici. Mai mult nu era posibil, nu era de unde posibil. Deci, gândește bine cum este în cazul tău. Apoi, care sunt roadele tale care vor rămâne pentru viața veșnică? Iată, dacă este slipui într-un carnet. Asta, asta și asta. Când într-un în împărăția cerurilor, eu pot veni cu asta. În împărăția cerurilor pot prezenta, pot spune, uite-o, Mărica, adică eu, de exemplu, în cazul meu, eu când într-un în împărăția cerurilor și mă rog ca Mărica să stea tare până acum, îmi spun, Doamne, mi-ai dat-o pe fata asta când avea 9 ani. Am învățat-o despre Hristos. Fata asta o a ajuns până aici. Asta e ceea ce prezint. Asta Și alții care mai sunt și care mă rog să mai fie. A, asta aduc. Poate vor fi roade care nu le știu. De exemplu, primesc niște mărturii frumoase de la Moldova creștină. Foarte frumoase mărturii oameni care viața le-a fost schimbată prin mesajele astea. S-au pocăit, Transformați. Da, de exemplu, în timp ce făceam mesaj, un mesaj făceam nu știu în ce zi și am primit un, un răspuns foarte frumos. Cineva a pus-o comentariu. Viața mea după asta va fi cu totul diferit. Vă asigur, viața mea e cu totul diferită, după ce am auzit asta acum. Ei, poate vor fi și de acolo. Dar trebuie fiecare din noi să se gândească. Încearcă să pui pe hârtie care, care sunt roadele astea, care dacă eu mă înfățișez amul la judecata lui Hristos și mă întreabă Hristos, care sunt roadele? Care sunt? Ce pun pe listă? Ce pun pe listă? Asta? 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 Ce este? Care, care este acolo? Care sunt roadele mele cu care eu mă înfățișez acolo? Ce te-a făcut rodnic și tu trebuie să perseverezi în lucrurile astea? Iată, din ceea ce am enumărat eu, ceea ce îl face pe un om rodnic, faptul că e concentrat pe rădăcini, faptul că se roagă, faptul că ascultă de mai marele lui în Evanghelie, ascultă de păstor, urmează învățătura, faptul că se ferește din învățături nemicitoare, rele. Care sunt lucrurile care te-au făcut rodnic? Vezi bine care sunt lucrurile astea și în lucrurile astea trebuie să perseverezi mai mult, mai mult, să insiști în ele. Uh vezi ce te lipsește de roade. Care sunt lucrurile care îți încurcă Nu-ți dau voie ții să aduci roade. Ea identifică care sunt lucrurile astea. Lenea, neascultarea, nesupunerea, aroganța, mândria, Mândria, că nu vreau să ascult, să și nu-i nimeni. Nu sunt născut încă cel care te poate învăța pe tine, încă nu sunt născut, încă trebuie să nască acela care ar putea să ridice până la nivelul tău, să-ți spună ție ceva sau să-ți facă observații sau ceva. Dacă, dacă e așa, păi nu se mai întâmplă nimic. Ea încearcă să identifici care sunt motivele pentru care. Sau poate lăcomia de avere, lăcomia de avere, închinare la idolii real, lăcomia de avere lovește în tare mulți creștini și îi distruge. Poate lăcomia de veri, că tu totdeauna n-ai, că tu trebuie numai decât să ai trei servicii și să n-ai timp pentru, pentru lucrurile duhovnicești. Dacă ai trei servicii și n Sau unul, unul la care ești de noapte în noapte și totdeauna te scuzi, oh, nu, eu la serviciu, la nu, eu la studii, la... las-o, domnule, poate nu trebuie chiar la studiile cele, să ai numai note de 10. Lasă-ți mai și de 8 și de 7, dar să fii sigur că ești aici, prezent, la datorie, bine. Dar eu îți spun un lucru, că dacă vei căuta împărăția lui Dumnezeu mai mult decât orice, Dumnezeu spune că te va face cap. Și Dumnezeu îți va da înțelepciune și vei avea note de 10 acolo. Că am fost și eu student și vreau să spun că Dumnezeu m-a binecuvântat. Și am fost cap acolo. Dumnezeu mi-a dat, mi dat capacitatea să, să, învăț bine. Și unde să mă duc să fiu cap, dar să caut să păstrez prioritatea. Inclusiv când m-am dus la seminar să învăț. Când m-am dus la seminar, m-a overtizat cineva. Ai grijă, că aici la seminarul teologic s-ar putea întâmpla să treacă câte o săptămână să nu deschizi Biblia. Cum așa? Așa zice, ai grijă. Aici poți să fii așa că îți te încarcă cu o de cărți pe care trebuie să le citești, cu o și una de lucrări pe care trebuie să le faci și tu n -ai să ai timp să deschizi Biblia. Așa zice, nu, 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 Atunci eu am hotărât. Eu zilnic voi studia, după manualele astea de studiu biblic inductiv, voi studia zilnic două ore, zilnic, mort cop, măcar primesc toți doi care sunt de acolo sau cine o fi. Eu numai așa voi face. Și Dumnezeu m-a binecuvântat, nu să fiu coadă, dar să fiu cap. Dar m-am ținut așa. Și mai multe am studiat și mai mult. Veneau colegii și îmi spuneau, că e bun. Tu mâine ai două examene și tu stai acum la ora două de noapte și tu studiezi scripturile așa. Ce faci tu mâine? Mă să vedeți. Și vedeau. Vedeau și suimeau toți. Veți vedea ce va face Dumnezeu. Când intram în clasă și Dumnezeu punea, mă întreba profesorul exact ce am studiat, țara din, din Sfintele Scripturi. Parcă mi-am o odată cum era privire de ansamblu la tot Vechiul Testament. Vechiul Testament învățam. Și eu n-am -am studiat cât am putut studia din tot manualul acela. Dar tocmai studiam judecători. Și când intru la examen, în cade cartea judecători. Oh, oh, oh. eu aici dansam în cartea asta, dansam cu un dans plăcut, de cum să vă zic. Știam bine tot la, la subiect. Așa când am început să răspund, mă asculta încântat profesorul tot ce îi spuneam, că știam foarte bine tot conținutul cărții, tot structura, tot îi vorbeam. Așa Domnul a făcut, că Domnul te onorează și Domnul zice că va face așa cu tine. Bun, hai ca să nu mă împrești prea tare. Ce hotărâri ai luat azi? Sunt niște hotărâri care le iei. Dacă nu iei hotărâri, vei uita că în Scriptură spune că cine ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un ascultător tu care își privește fața ferească într-o oglindă și ai privit și ai văzut, am probleme. Dar Scriptura spune, pleacă și uită îndată cum era după ușă, uiți. Ei, îți amintești că au fost fratele Vasile cu sora că au fost la noi la biserică, așa, dar da mai mult, de asta e tot trebuie să iei niște hotărâri. Ia acum niște hotărâri, insistă să iei hotărârile, cele care se cer luate, care înțelegi că trebuie luate. Cum vei trăi mai departe? Și apoi încearcă să-ți închipui cum va fi viața ta, cum va fi viața ta dacă iei hotărârile astea și rămâi tare pe ele. Cum ar fi viața ta? Cum vei sărbători la anul, sărbătoarea roadelor? Iată, cum va trece un an de zile? Începând de mâine, Mergi serios, serios te preocupi de rădăcini, investești la rădăcini tare. Cam cum crezi că va fi la anul când vei veni aici? Vei avea roade, vei avea cu te bucuri, vor fi lucruri frumoase. Eu nu știu cum se obișnuiește la dumneavoastră, dar aș vrea să ne rugăm la urmă, haideți să ne rugăm la urmă și aș vrea să vă fac și o invitație la cei care cuvântul Duhul Domnului ți-a vorbit, Duhul Domnului ți-a arătat ceva. Ori te-a mostrat de un lucru, ori ți-a arătat o hotărâre pe care trebuie să o iai. Eu vreau să fac invitația să mai aici în față și să te rogi cu ceea ce ți-a spus Duhul Sfânt. Să te rogi și noi toți aici împreună să ne alipim rugăciunii tale. Că de asta noi suntem adunare. A, și nu crede că aici toți sunt perfect și uite numai tu singur ești cu probleme și ai ești tu aici să vezi tu că toți au probleme. Nu, toți au probleme. Pur și simplu tu ai pornit să le rezolvi, că tu ești și te rogi, și tu le scoți, tu faci efort. Poate unii nu au hotărât încă asta, dar când te vor vedea pe tine, vor fi și ei încurajați. Ia stai, că eu tot am probleme, eu tot vreau să mi le rezolv. Vreau. Dacă le rezolv unul, Ruslan le rezolv. Eu vreau să le rezolv și eu pe mine. Spun altul. Eu vreau să merg înainte. Eu vreau să fiu rodnic.